mai costisitoare decât viața poate fi doar moartea. Deși tradiția spune că înmormântarea este un ritual sacru care nu presupune altceva decât implicarea spirituală, realitatea demonstrează contrariul. Într-o societate în care viața merge mână în mână cu businessul, se plătește cu bancnote chiar și moartea. Cheltuielile pentru o înmormântare implică în majoritatea cazurilor bani puși deoparte din timp. În speranța că defunctul va avea o cale luminoasă după moarte, moldovenii încearcă din răsputeri să organizeze, în cele mai mici detalii, funeraliile celor dragi. Îndurerați și deznădăjduiți, oamenii investesc bani grei în ceea ce se vrea a fi o înmormântare decentă. Mătușa Alexandra Jechiu are 71 de ani și recent l-a petrecut pe ultimul drum pe soțul său Ștefan. Femeia spune că moartea a intrat în casa lor pe neașteptate, iar odată cu ea și cheltuielile neprevăzute. Cu o profesie simplă și un venit modest, soții Jechiu toată viața au adunat bani de moarte, dar chiar și așa nu au fost destui. A fost bolnav de rac. Noi n-am știut, nici el nu știut. El s-a chinuit 2-3 luni de zile, dar așa, picioare, la noi s-a desfințat sofozul. Și cum ne-a venit ea, că ne-a venit un graj, ne-a venit și tot ce bani prindem pe asta, de moarte, de moarte, că ești, hai, mai vezi, de grămădit, de moarte și ea. Tot am grămădit, am grămădit. Și așa cât am grămădit și încă totuși banii au mărs, că știți cum e la țară. La biserică de mormântare este taxe. După cum și după familie, care mai sărac, care mai o lecățică, mai strângi, mai oprești gâtul, mai oprești altele, strângi și ai cu ce, dar dacă ne oprești și ne strângi, nu prea ai. Am simțit durere cu... și de la dânsul și cu banii și cu una, cu alta, cu pimelele, dar și să faci, nu ne dător nimic. N-am și vinde, n-am și faci nică, că... Nu, n-am... Eu am muncit la sofos, la GE, toată viața și el la vinzavod, toată viața. Și n-avem așa și vinde, vacă n-avem, boi n-avem, mai scurt n-avem și vinde ca să adunăm bani. Nu mă nedești de la pensie. La mine e 1050. Dar la dânsul a fost 1170. Apoi îmi dai la grupare. O cămișă, o băsmașă, găldări. Și accesoriile, așa cum le numesc firmele de pompe funebre, sunt necesare unei înmormântări decente. Astfel, rudele trebuie să cumpere lumânări, batiste, prosoape, pomeni, care ar trebui să ilumineze defunctului calea din viața de apoi și să golească buzunarele celor care rămân. Oi, da, pentru pomeni, de-am aici. Noi răspuns cu tătele de amul. Pentru pomeni undeva noi am cheltuit 30.000 au mers. Dar am făcut așa, gospodărește. Vezi că la noi tare rău obișeia asta. Mulți să dai pomană, să faci. Șapte gândești că scopchii tăi și poate ori pomenii cândva, când ai muri. Dar mâncare-i scumpă. Căldările este mălțuite, du-te mă ia la piața asta, îți spun, s-a ridicat dolarul și eu a ridicat căldarea. Zic, hai ridic-o, cât s-o ridici? Și era la 170 de lei o căldare și mălțuită. Dar la gropari trebuie să iei și apoi una pește groapă, una la masă și una cu gin, mai duci pe la țântărim obișeiurile noastre. Chiar dacă taxele pentru slujba de înmormântare și săpatul gropii sunt oficiale de numai câteva zeci de lei, înmormântările îngroașă portofelele preoților și ale groparilor. În realitate, serviciul religios costă de la 700 de lei până la 3500 de lei, în funcție de relațiile pe care le au rudele în parohie. Fiica mătușei Alexandra, Maria, recunoaște că nici biserica nu-i scutește pe oameni de cheltuieli. Noi când am o înmormântare, intrăm cu mortul în biserică, noi cumpărăm să prindem împrejurul în secreilor, pe urmă facem tot ce trebuie, știi, tradiția care se trebuie în biserică, după asta, dăm la urmă, plătim preotul. Și împrejurul undeva la 1000 de lei cu asta, așa, toate cheltuielile care se fac, dăm până la urmă. Un alt obicei pe care moldovenii îl păstrează cu sfințenie este masa de pomenire. În ultimii ani, însă, masa de pomenire cu greu poate fi deosebită de cea de la nuntă. Masa e foarte costitoră în post, că uicat miercurea. Parcă nu așa ne-am întins după situația care a fost și, cum să vă spun, ca la moldoveni. Oi, masa aparte... poți să zicem undeva la 15-20, în jurul la 20.
în afară, deși am mai cumpărat noi adăugător, e foarte scump. O nuntă și o mormântare te zgudui la buzunare. Directorul întreprinderii municipale Combinatul Servicii Funerare, Elena Boțan, spune că obiceiul moldovenilor de a da de pomană este unul firesc. Ea crede totuși că deseori oamenii exagerează atunci când vine vorba despre monumente și pietre funerare. Mai mult, moldovenii nu au niciun fel de restricții atunci când vine vorba despre funeralii, deoarece în țara noastră nu există o lege cu privire la funcționarea cimitirelor. Pomenile sunt un lucru firesc. Nu știu eu dacă e normal ca să oferim acea pomană rudelor sau nu știu cum, cu gândul că va ajunge la cel decedat. Eu mai mult consider că pomenile se fac ca o donație. La noi, la cimitir, sunt foarte mulți buschetari. Sau sunt persoane care pur și simplu nu au ce mânca acasă. E normal atunci când persoana care își petrece defunctul pe ultimul drum să-și facă o pomană, haideți să o numim că este o pomană, dar făcându-i un bine celui care are nevoie într-adevăr. De multe ori la noi se exagerează cu pomenile, ceea ce eu nu sunt de acord. Dacă pe dumneavoastră vă interesează despre monumentele frumoase sau pietrele foarte scumpe instalate pe morminte, da, sunt de acord cu dumneavoastră, se exagerează. Dar iarăși, fiecare investește atâția bani cât are în buzunar și nimeni nu îl limitează. Dacă el vrea să investească într-o piatră funerară 50.000 de euro sau nu știu cât acolo și el are posibilitatea, le investește. Noi nu avem careva restricții la ziua de astăzi. Dar știți de ce? Pentru că nu avem un act legal. Noi nu avem un mecanism legal, nu avem o lege cu privire la funcționarea cimitirilor. Locul de veci este o investiție pe termen lung. Cel puțin asta reiese din prețuri. La cimitirul central, înmormântarea curentă este de 1.500 de lei, rezervarea este de 3.500 de lei, la cimitirul Sfântul Lazar este 1.000 și 2.500, respectiv rezervarea, celelalte cimitiri toate au 700 lei. De obicei, oamenii rezervează în situația când le-a decedat cineva. Deci primul o pleca din familie, cu siguranță că se gândește următorul. Atunci când vine vorba despre prețul unei înmormântări, sumele diferă și în funcție de ziua în care este oficializată ceremonia. Sume diferă în dependență de zi, în dependență de cost. Dacă e sâmbătă și duminica, cu siguranță că tariful este mai înalt, pentru că și noi achităm plata dublă muncitorilor conform codului muncii. Respectiv și prețurile sunt altele. În celelalte zile obișnuite, iarăși vă spun că se calculează de către contabilitate. Sociologul Ion Jigău spune că sumele uriașe pe care le plătesc moldovenii pentru o înmormântare vin odată cu lipsa adevăraților duhovnici. În primul rând, noi acum avem puțin preoți pe care putem să-i numim duhovnici. În jurul bisericii acum este un mare business. Inclusiv o mormântare este un business, este o afacere care aduce bani nemijlocit preotului și poate unor oameni din jurul lui. Și atunci, cum moldoveanul îi place fala, chiar și un sărac începe să repete pe vecinul său care are o altă viață și face și el la fel. În ultima perioadă, când, începând cu aproximativ 98, au început să migreze, la mulți din ei au apărut bani din munca de episcopare, care este o muncă grea la majoritatea din ei, dar au apărut bani care într-un fel îi permitea să demonstreze ceva vecinilor săi că el este cineva. Mai mult, Jigău susține că oamenii care nu oficializează gratuit funeraliile oamenilor cu posibilități financiare reduse încalcă canoanele bisericești. Regulile pe care unele fețe bisericești nu le respectă, regulile bisericești, hotărârile diferitor sinode și mai departe. Unii, de fapt, un preot este obligat să-l ajute pe cel sărman să fie mormântat cu onoare și el. Eu nu cred că ei știu aceste reguli bisericești. Ele există și preoții sunt preveniți, probabil, de acest lucru. Numai că el uită de ele, fiindcă interesul joacă fes. Fețele bisericești nu neagă existența taxelor prestabilite pentru înmormântare. Totuși, aceștia spun că taxele sunt justificate de către cheltuielile mari care sunt necesare pentru întreținerea lăcașului sfânt. Obiceiurile locale legate de înmormântare, ele sunt absolut foarte diverse. Sunt multiple. Deseori utilizăm acest cuvânt. Câte bordieri, atâtea obiceiuri. În fiecare sat, în fiecare zonă, în fiecare raion, în fiecare oraș.
sunt absolut diferite, dar ele nu sunt absolut bisericești. Există rânduiala citirii rugăciunii la împărțirea pomenilor, da? Dar deja ce pomeni pune omul, care sunt posibilitățile omului, asta tradiție bisericească, după posibilitatea fiecărui om. Niciodată nu impunem aceste taxe și în schimb pot să vă spun că în localitățile rurale mai ales, taxele nu putem să vorbim de o taxă fixă. În fiecare sat, în fiecare comună, taxele sunt stabilite de Consiliul Parohial și în dependență de starea bisericii. Are nevoie biserica de o mai mare întreținere, are nevoie de reparații, deci toate acestea se iau în calcul la stabilirea diferitor taxe. Tragem linie și socotim. Constatarea decesului și actele necesare, îmbălsămarea și spălatul defunctului, locul la cimitir și taxele de întreținere, sicriul, crucea, transportul, lumânările, colacii, pomenile, preoții și groparii, masa de pomenire pentru o mormântare care se vrea fi decentă în parametrii moldovenilor. Oamenii trebuie să scoată din buzunar de la 50 până la 100 de mii de lei. Ajutorul de înmormântare abia de acoperă un sfert din toate cheltuielile, mai mult sau mai puțin oficiale. Dacă nu există un cont în bancă, bani puși deoparte pentru funeralii, un om de rând dă salariul pentru un an, ca să-i petreacă pe cei dragi pe ultimul drum.